Salutare, sunt Rodica și bine te-am găsit la o nouă lecție Frumusețe se învață. De câte ori ai observat pe stradă sau chiar printre prietenele tale domnișoare care se machiază incorrect sau au o formă incorrectă a feței din cauza fardului de obraz? De foarte multe ori, sunt sigură. De aceea, astăzi te voi învăța cum să-ți aplici corect fardul de obraz în dependență de forma feței. Cel mai des folosit blush în timpul zilei este cel mat. El are o consistență foarte mărunt granulată, de aceea este practic invizibil. Vei avea grijă să-l folosești pentru o piele care nu are probleme de tip acnee sau alte probleme mărunte, deoarece el va reflecta foarte bine suprafața pielii. Cel mai comun blush care poate fi folosit și seara și ziua este pudra bronzantă. De obicei este granulată mai mășcat, poate veni în diferite nuanțe și în diferite culori chiar, așa că vei avea grijă să știi perfect ce nuanțe sau tipuri de culori să-ți alegi pentru tipul de piele. Pentru un machiaj deosebit, iradiant, care ar evidenția strălucirea pielii, poți să folosești un blush Sea de Fapt. El de obicei poate să vină, iată așa, într-o paletă combinată, pe care le vei folosi toate trei odată și le vei aplica pe obraz instant, sau poate să vină într-o singură culoare, cum ar fi asta. El de obicei este Sea de Fapt granulat mășcat și de aceea va reflecta cel mai ușor lumină și îți va reda un aspect strălucitor de tipă. Primul și cel mai întâlnit tip de față la noi, în țară cel puțin, este tipul de față rotund. Acesta se caracterizează prin următoarele. Zona pomeților nu este foarte bine conturată și zona mandibulei trece foarte ușor în zona gâtului. Cum se corectează acest tip de față este foarte ușor. Vei merge din zona pomeților, începând chiar de la os, spre să știi, este foarte mare greșeală să aplici blush-ul începând chiar de la zona urechii. Vei avea grijă să mergi de la linia părului spre obraz. Aici, desigur, te mai retușa puțin, ca să nu ai o linie fixă. Al doilea cel mai des întâlnit tip de față este cel pătrat. Cum se deosebește el de celelalte tipuri este foarte ușor. Linia bărbiei nu depășește niciodată linia obrazului, deci ele formează vizual o linie orizontală. Pentru asta vei avea nevoie să o alungești și să o desenezi într-o formă ovală. Îți demonstrez cum se face asta. Întoarcem puțin obrazul. Vei avea nevoie să desenezi o linie curbă spre buză, începând mai de sus decât de obicei. Într-o astfel de direct. Secretul acestui machiaj este să tonezi foarte ușor și doar cu surplus de culoare partea de jos a mandibulei, unde ea trece în la gât. Al treilea tip cel mai comun este tipul de față cu bază ascuțită. Acesta are nevoie de o tehnică aparte de aplicarea blush-ului și anume. Aplicarea blush-ului va porni nu de la tâmplă, ci de la obraz. Vom găsi punctul comun, exact sub pomete, acesta este pometul, aici este punctul de unde vei porni. Și vei porni în rotund spre tâmplă. Această lecție ți-a fost de ajutor în găsirea blush-ului perfect pentru tine și ne vedem la următoarea lecție de frumusețe. Eu sunt Rodica, la revedere!